Suntem pe data de 29 martie și am zis să vin să fac un film, chiar dacă bate vântul puternic. Colonii de albine au nevoie de spațiu și așa, încet, încet, cu vântul cu ăsta, am zis hai să vin să le mai dau spațiu, la care pot așa, la 2, 3, la 4 bucăți. Să vedem despre ce este vorba. Deci vreau să îi dau ramă lângă perete. Ramă lângă perete. Să-i măresc un pic spațiul de lucru. De acum nu prea o să mai înghețe albina, doar are nevoie de spațiu de lucru. Până acum am ținut destul de strâns. De acum se cam schimbă problema și totodată o să verific cele două rame mărginașe. Scot aceste mini hrănitoare în care le dau apă. Așa, o să le pun la loc. Bun. Pentru a da spațiu, nu are nevoie, să zic așa, de foarte mult spațiu, doar de a depozita polenul. Bun, o să văd cât polen a depozitat pe această ramă. Să vă arăt despre ce este vorba. Foarte mult polen. Aici am o ramă întreagă. Bun. O ramă întreagă de polen. Aici sunt pui, dar nu-i țin prea mult expuși, că se eclozeze. Așa. Bun. Lipsește mâncarea, adică mierea. Lipsește mierea. Așa. Nu o aduc, nu expun puietul de obicei, dar așa pentru filmare a fost. Și rama următoare, altă ramă mărginașă cu polen, da? Aduce polen aici, să vedem. Ăsta-i adus în două zile, pământ. Se extind cuibul, această ramă o dau la margine, dar eu nu fac acest lucru. Polenul acela va fi consumat de albina. Sunt diferite opțiuni de lucru, cum fiecare lucrează, cum crede că e mai bine.
aici o ramă. Aceasta s-a adaptat albina. Cât timp a fost după diafragmă, s-a adaptat. Eu o să îi dau curola asta bine. Aproximativ în 10 zile, dacă vremea e bună, aceste rame vor fi pline cu polen. Se dezvoltă foarte, foarte bine cu mierea. Aici această ramă nu afectează cu nimic ca cuibul, adică nu se răcește cuibul. Extind cuibul cum ar veni, cu ramă, cu mâncare. Și aici am una la fel. O ramă tot cu mâncare. Acesta e singurul lucru, deci nu te zgârcești la mâncare. Are nevoie de abundență, mai ales în această perioadă. Bun, deci cu aceste două rame extind acum colonia, da? Are nevoie de acel spațiu de lucru, dar și de mâncare. Așa. Și acum punem diafragma. Pun diafragma, după care mă duc să aduc niște rame. Am venit cu rame. Prima ramă după diafragma, una cu mâncare, da? Una cu miere. O descăpăce și pe aceasta. Această metodă mi s-a părut cea mai bună în anii trecuți. Am folosit-o în 2017 sau 2018. Am avut cele mai bune rezultate ca dezvoltare. Fără folosirea turpelor. Nu știu sigur dacă foloseam sirop, probabil că le dădeam sirop atunci, dar acum nu mai primește sirop.
această ramă vine. Hai. Mâine voi putea lucra mai bine. Astăzi bate vântul și deranjează foarte mult. Am așteptat eu până acum, dar n-ai ce să faci. Bate vântul și asta e. Am mai adus rame goale. Ramele goale mereu le aduc un pic mai repede înainte să le introduc. Știu că se va încălzi foarte tare și atunci voi adăuga rame. Bun, așa arată el acum așezat. Mai am aici un pic de tratament. În vreo două săptămâni așa o să le aduc niște acid formii. Le fac și un tratament cu acid formii. În cel mai rău caz se poate întâmpla să pierzi câteva regine. Umplu aici cu apă. În apă am introdus vitamina C și uleiuri esențiale. Și niște minerale în această apă. Bun, prin care se regăsește și cobalt. Bun, așa, deci e rezolvată. Cam asta este o lucrare pentru a le dezvolta cât mai bine. Dacă colonia este micuță și observați că s-a umplut cu puiet, se poate adăuga o ramă cu mâncare la margine. Dar voi vedea mâine, cred că o să găsesc o astfel de colonie. Asta dacă nu mă perturbă timpul. Așa. Dacă mă perturbă timpul, nu mai pot face. Așa ca și acum, lucrările astea erau plănuite pentru ieri, nu le pot face nici azi. O să le iau într-o probabil. Da? Pe cuminte. Bun. Cam asta este. Eu așa procedez anul acesta cu dezvoltarea coloniilor. Acum, în funcție de mărime, fac tot felul de alte setări. Bun, până data viitoare, numai bine!